Salutare tuturor, sunt Lucian de la Școala de Gaming și suntem la al treilea episod de Minecraft Hardcore. Da, ați văzut și voi, sigur, că din nou am început de la început. Oare de ce? Pentru că cineva mi-a umblat pe calculator, cineva egal frate meu, și s-a aruncat într-o lavă, în lavă. Nu știu cum a găsit el lavă, dar pe cine mă interesează, important, adică nasolei că din nou a murit. Hardcore-ul ăsta, deja mă turbez de la el. Bun, deci ultima dată când mai mor. Dacă o dată mai mor, pur și simplu renunț la serie. Și știu că sunt petardă, paletă sau cum vreți voi să ziceți. Mă rog, practic, de data asta nu mai fost bine mea. Înainte recunosc, eu am omorât. Așa, dar totuși, acum să se întâmple iară. Dacă încă o dată se mai întâmplă, deși nu prea cred, atunci, adios Minecraft. Dar îmi place acum că putem face construcții ca lumea și n-o să avem probleme cu mobii, adică îi vedem din toate părțile. Și atunci hai să facem o casă micuță de asta ca de deșert. Facem o casă așa de asta de deșert, adică de asta micuță. Și ce o să facem cu casa asta, chiar nu știu. Adică nu știu, sigur o să continuăm. De aia că vreau, ăsta de exemplu o să fie, asta o să fie de baraua la mărimea care o are. Sau, nu holul, că holul o să fie mult mai mare, lung, foarte lung. Hai să mergem acolo la casă să facem crafting table și ce mai trebuie pe aici. Deci, am nevoie de un crafting table și ce mai am nevoie? Un topor? Nu, vreau să fac ca de obicei, că îmi fac deja, să-mi iau piatră. Adică nu-mi place pur și simplu cu deasă de lemn. E diferență foarte mare dintre piatră și lemn și atunci prima dată o să-mi fac rost de piatră. O să-mi fac asta mina undeva unde să fie pământ. De-aia că aici nu-mi place la nisip și o să mă duc în zona spre pământ, nu spre nisip. De-aia că pur și simplu nu-mi place să cadă nisip peste mine și chestii de genul. Și atunci facem așa, ne ducem tot înainte, tot în jos, adică și ne luăm resursele de care avem nevoie. O să minez puțin acum, de aia că e încă zi și trebuie să-mi termin casa până la noapte. Și în fiecare zi, adică cred că episodul de acum o să fie, uite așa, o zi și noapte. Adică până trece noaptea, cred. Sau până trece ziua, nu știu. Da, cam așa ceva o să fie de acum filmarea. Acum topor. Și ce mai am nevoie? Sabie, clar. Time to strike. Bun, o să respect toate achievement-urile alea, că vreau să le iau pe toate. Adică vreau să am toate reward-urile, award-urile, nu știu. Toate astea, cum le spune, mă rog, premii sau ceva de genul, obiectivele jocului. Vreau să le termin pe toate, să le trec ca să nu mai, ca să n-am treabă și atunci o să fie ok dacă le trec măcar pe alea. O să fie episoade scurte, nu vreau să fac mare lucru într-unul ca să fie o serie lungă. O să fac multe episoade, dar o să fie așa mai strânse, cu chestii mai puține în ele. Și m-am gândit să fac așa la intrare. De aici o să fie rând de
Sticla ca să văd ce e în jur și pe unde sunt mobi. M-am gândit că ar fi mult mai bine așa. Adică sigur o să fie mai bine. Să văd din ce parte îmi vin mobi și astea. Așa, și pe aici o să fie sticlă. Care o să o fac foarte ușor. Am nevoie doar de 6 bucăți. Da. N-am furnal. Adică n-am materialele pentru furnal. De care cam am nevoie. Și o să ard niște lemne. Fac un mini chest și atunci e bine. Deci fac furnalul. Un chest mic. Așa, și o să ard niște lemne. Bine. Așa, și ce mai voiam? O să pun o ușă. De care nu am lemne, deci așa mă enervează. Repede, acum să-mi strâng așa. Resurse o grămadă. Vai, cream că pușc un creeper când am auzit sunetul ăsta. Că mă și enervam după aia. Că aici, în hardcore, creeper-ul pușcă, ai rid. Nu contează, ai armură, leather. Vine lângă tine, te pușcă complet. Și n-ai nicio șansă. În față la creeperi. Cei mai răi, nesimțiți. Se consumă destul de greu lemnul, deci e bine. Într-un fel sau altul. Avem și lemn destul acum. Mă rog, nu pot să spun că destul, dar îmi trebuie ușa și să fac acoperișul ăsta. Hai. Mă duc chiar după lemn. Am zis, acum o să-l iau așa lemnul, exact cât îmi trebuie, nu iau mai mult, nici mai puțin. De fapt, da, se pare că iau mai puțin. Așa, și mi-l prelucrez și am 20 de bucăți, care sigur îmi ajung să-mi termin măcar partea asta de casă. Așa. Da, bun. Îmi iau glass-ul, fac sticlă, clar. Îmi fac sticlă și hai să o pun aici. Să nu-mi intre păianjeni în casă. Păianjeni. Nu cred, n-are cum să nu ajungă o bucată, acum serios, uite așa fac. Bun. Am o căsuță. Am așa și cred că ajunge pentru episodul ăsta scurt de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe ca să fiți la curent cu următoarele videouri în care sper că nu o să mai mor. Așteptați puțin și share să vadă și prietenii voștri. Așteptați puțin că acum vreau să-mi fac și patul, să terminăm măcar pentru episodul ăsta să facem ceva. Lava, lava, lava. Nu-mi place. Nu o să mă învârt prea mult în jurul ei. O să trebuiască să astup gaura asta de lavă. Adică nu astup lava, astup gaura de la lavă. Că o să am nevoie, poate. Adică sigur o să am nevoie. Vai, lava chiar nu-mi place. Presimt că iar o să o pățesc cu lava. Ce-am luat lână. Atunci hai că îmi fac patul. Mi-l pun aici. Și am rezolvat. Deci dacă v-a plăcut, dați like, subscribe să rămâneți la curent cu următoarele videouri în care nu voi mai muri. Și share
să vadă și prietenii voștri seria de hardcore. Eu am fost Lucian de la Școala de Gaming, salut!